Gelozia a întunecat mințile a doi botoșăneni. Un polițist și un om de afaceri și-au spionat câteva luni nevestele pe care le bănuiau de infidelitate, scrie Adevărul. Pentru a fi eficienți, și-au cumpărat un soft de pe internet de la Dan Nicolae Oproiu în 2010. Propriu zis, programul respectiv era instalat pe telefonul soțului gelos și, când nu era atentă, și pe telefonul soției urmărite. Mai precis, cu ajutorul acestui soft, bărbatul putea să asculte toate convorbirile soției, fiind avertizat în momentul în care femeia dădea sau primea telefon. Mai mult decât atât, exista posibilitatea și localizării soției. Softul a fost considerat ilegal însă de oamenii legii, fiindcă încălca nejustificat intimitatea femeilor. Procurorii de ICOT au început ancheta încă din 2010 și l-au ridicat pe Oproiu, care de altfel a fost și condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. Nici soții geloși nu au scăpat. Botoșănenii, alături de alți bărbați neîncrezători în fidelitatea nevestelor, au fost amendați pentru că și-au spionat ilegal partenerele de viață. Fiecare a primit câte o amendă de 1000 de lei.